De la început, bine ați venit! Stimați invitați, având în vedere că s-au îndeplinit condițiile și termenele prevăzute de lege privind declararea și oficierea căsătoriilor, vă fac cunoscut că astăzi, 24 septembrie anul 2011, putem oficia căsătoria tinerilor aflați în fața dumneavoastră, cavalier Gogonea Raul Adrian și domnișoara Codreanu Liliana. Ca delegat al Oficiului de Stare Civilă din cadrul Consiliului Local al Comunei Poiana Mărului, o să mă adresez tinerilor ce se căsătoresc astăzi în fața dumneavoastră cu o ultimă întrebare fiecăruia. Cetățean, Gogonea Raul Adrian, de bunăvoie și neselit de nimeni în căsătorie pe cetățeana Codreanu Liliana? Da! Bravo! Cam mult s-a așteptat. Cetățeană, Codreanu Liliana, de bunăvoie și neselită de nimeni în căsătorie pe cetățeanul Gogonea Raul Adrian? Da. Hotărâtă. Fiind îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei, vă fac cunoscute următoarele dispoziții din Codul Familiei. În România, statul ocrotește căsătoria și familia. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. În relațiile dintre soți și în exercitarea drepturilor față de copii, bărbatul și femeia au drepturi egale. Drepturile părintești se exercită numai în interesul copiilor. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Iar în numele primăriei și al meu personal, vă adresez sincere felicitări pentru acest pas important făcut în viața dumneavoastră. Totodată vă doresc mulți ani fericiți, casă de piatră, îndeplinirea tuturor dorințelor și idealurilor ce v-a spus în gând atunci când v-a hotărât să vă uniți destinele prin căsătorie, conform tradiției noastre strămoșești. Dumnezeu să vă ajute să fie într-un ceas bun, cel mai lung, cel mai fierbinte sărut în viața voastră, îl dați în fața nașilor acelor prezenți, iar noi cu toții, haida! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, și dumneavoastră toți cei prezenți. Iar acum, fiind un eveniment deosebit în viața lor, vă rugăm frumos prima dată nașii și pe urmă ceilalți, treceți și felicitați și urați-le ce trebuie să le urați astăzi, când este o zi importantă în viața lor. Puneți muzicanții acolo afară să-și facă datoria. Pe urmă. Prima dată felicitările, au spus, dar gata. Mai dăm un regat, așa. Nu, mai le-am dat de sună. Puneți aici sus coșul, e frumos, se vadă. Uite aici pe colț, ălălalt, din coace. Așa. Opa, cinci, bă! N-am mai văzut la mine.